Lumila a determinat ca armata să treacă. Vorbesc de grosul armatei. De grosul armatei. Dar să-ți spun că asta s-a întâmplat de dimineață. Mi le-a murit dimineață. Dimineață, la 9:20. A murit dimineață. Sunt de acord că armata a trecut de partea noastră, crezând că Ceaușescu le-a pușcat comandantul. Dar cu chestia asta chiar sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, după ce Ceaușescu a abdicat, după ce a plecat, da, cu elicopterul de PCC, nu mai trebuia să mai moară nimeni. Absolut nicio persoană. Numai că, domnul Nicolaescu, nu sunt regizor. Dar, crede-mă, dar crede-mă, te înșele amarne. Mă înșel. Dacă mă înșel eu, dacă mă înșel, îmi cer scuze față de poporul român. Ministerul Apărării. Dom'le, de ce s-a dus Ministerul Apărării? E, asta e. Dar cine era el? Să-i se dea aprobare că se prea puterea. El era mai presus de Sergiu Nicolaescu. Era mai presus de Dan Iosif, de Dincă sau de alții care am fost acolo. Măi, a trebuit să ceră vreau să preia. Lăsați puțin, lăsați să vorbească și pe frumos. Termină. Deci, în momentul în care el intră în Comitetul Central, ia legătura cu militarul, nu întâmplător a venit militarul. La 14.35 vorbește Iliescu la TVR, am găsit da, aici în carte. Să nu, la 14.35. Da. Deci eu am făcut socoteala, cât a mai durat, cât a mai stat, că nu e un om care să zici că spune trei vorbe și a plecat. Toată lumea știm cât spunea acolo că a căzut dictatorul, a căzut și că de acum încolo, apropo, de acum încolo, noi trebuie să instituim un regim comunist care să nu se mere cu ăla lui Ceaușescu. Ia că atât. Ideea lui de bază, asta era, să instituie un regim comunist altfel decât al lui Ceaușescu. Mai mult decât atât, puțin mai în 90, știți ce a spus într-un interviu care l-a dat într-un ziar din Ialomița, când l-au întrebat ea. Zice, domnul președinte, toată lumea din piața universității vă numește că sunteți dictatori. Iar el, dă-mi, în disprețul nostru, ce da, dar un dictator luminat. Haideți ca să revin la venirea. Haideți să vorbească și domnul Sergiu Nicolaescu. Venind în CC, omul ăsta și-a făcut următoarele planuri. Dom'le, cine sunt eu? Sunt Ion Iliescu. Da, e în regulă. Cum am sosit eu aici? Păi m-a adus cu tare și cu tare. Ce vreau să fac eu? Eu trebuie să preiau puterea. Asta vreau. Bun. Păi dacă eu preiau puterea în momentul ăsta, și să-i dau pe ăștia la o parte. Sunt eu oare legitim? Și să-i dau pe ăștia la o parte. Asta nu putea să ia puterea. Și să-i dau pe ăștia la o parte. Pot eu să-i dau pe ăștia la o parte și sunt eu legitim să preiau puterea? Nu. Asta e tragedia. Și atunci? Dar ce trebuia să vă știe Ion Iliescu pe dumneavoastră? Trebuia să știe că a spus dumneavoastră înaintea lui. S-a pus pe telefon. Atunci ce trebuie să fac? S-a pus pe telefon. Deci eu, în primul rând, trebuie să mă înconjur cu oamenii mei. Doi, trebuie să vorbesc cu șefii militari. Nu știu dacă ați participat și dumneavoastră la Ministerul Apărării. Cine? Domnul Sergiu? Așa. Eu trebuie să discut cu șefii militari pe care îi cunoștea de altfel. Îl cunoștea pe Stărculescu, îl cunoștea pe Gușă, îl cunoștea pe Chițac, îl cunoștea pe Mizarul pe care l-a chemat. Păi da, domnule, că e conspirație cu 10 ani înainte, nu ca dumneavoastră. Ce conspirație? Păi cum s-a întâmplat cu Măgurea? De ce nu au dat la o parte pe Ceaușescu fără vărsări de sânge? Ei, niște lași cu generalul Ioniță, cu Ioniță, cu tot generalul. Mă rog. N-am văzut de când sunt eu, domnule. Și atunci ce au spus ei? Domnule, noi trebuie să punem la cale o diversiune ca să cu bătaie în mai multe direcții. Odată, ci ca să moară oameni, nu ca să justifice revoluția asta. Odată, dacă se trage, noi suntem aici, da? Creăm o aureolă în jurul armatei care trăsese în oameni la Timișoara și la București. Doi, dacă noi rămânem în situația actuală și Ceaușescu nu este omorât, nu e executat, oricând oameni loiali lui
se pot întoarce împotriva noastră. Stai că ajunge și la execuție. Și acolo atunci, el s-a opus, dar Brucan și alții au vrut omorârea lui Ceaușescu. Cine s-a opus? Ion Iliescu. Păi dacă a semnat, dacă a semnat decretul de constituire. S-au adunat toți într-o... Ion Iliescu a decis să execute. Și mi-au spus și mie aseară oamenii ce avea nevoie de diversiune. Și a sperat că... Și Iliescu a zis că ar fi mai bine să mai așteptăm, nu știu, și Brucan a zis să-l omorâm. Cât mai așteptăm? Vreo 20 de ani. De ce nu l-am pușcat dumneavoastră în 22 pe Ceaușescu sau în 23 sau în 24? Păi puteau să-l împuștești pe 23 sau 24. Păi, ei au mai stat păi să se mai gândească. Nu trebuia făcută mascarada? Ei, nu știu, da. Stați puțin, hai, ați încheiat domnul... Ce nu trebuia? Dacă încep să vorbești, nu face nu, ca... Nu vă spun. S-ar fi adunat generalul Stănculescu cu Brucan. Aici poate domnul Sergiu știe mai bine. Cu Ion Iliescu și cu alții revoluționari să hotărească ce fac cu Ceaușescu. Și fiecare a zis ce propune el. Unul a zis să-l băgăm în pușcărie, altul nu știu ce. Și alții au propus să-l omorâm. Ion Iliescu a zis, mai bine mai stăm, ne mai gândim. Bun. Cum a fost domnul Niculescu? Cine a hotărât împușcarea lui Ceaușescu? Iliescu a hotărât. Înainte de proces. Că asta s-a hotărât înainte de proces. Grupul de oameni, grupul de să zicem așa, da, de conducere, care se afla la Ministerul Apărării. Da. Concluzia. La Ministerul Apărării. Cine făcea parte din grup? Și acolo au hotărât împușcarea. La un moment dat m-au întrebat și pe mine. Era noaptea de 23-24. Și se știa că e la Târgoviște, se cunoșteau detalii și se făcuse deja planul. Stănculescu avea un plan făcut. Procesul respectiv, așa cum știm și de la declarațiile lui Stănculescu, era hotărât dinainte. Spus, faceți cum s-a făcut cu Mussolini. Îl pun într-o mașină, îi pun un cascador în față și se plimbă pe stradă și gata. Da. Bun, acum dacă tot ați deschis subiect, explicați-mi la procesul la Târgoviște caseta, zic telespectatorii și astăzi, Revoluția din 89 a fost regizată de Sergiu Niculescu, tot se gândesc la acel film nedifuzat de TVR, pe urmă difuzat ciuntit, pe urmă lipsește acel crâmpei cu Ceaușescu concret când e împușcat, că acea nu, aia fost... aveți declarația operatorului că terminase pelicula și încărcat. Dar caseta de la proces vi s-a adus dumneavoastră, zic ei, nu? Da. Care am adus-o la televiziune, am adus-o eu. Exact. Aia care s-a întârziat difuzarea ei în fișet. Uite cum s-a întâmplat lucrul ăsta. La un moment dat, eram acolo, eram la Ministerul Apărării. Și pe 25 seara vin și aduc casetele. Și le-am văzut cu toți. Și în momentul acela, toată lumea a fost de părere, dacă dăm această mascaradă care s-a făcut, află toată lumea, vede cine a condamnat și cine și riscă oamenii respectivi să-și piardă viața. Și atunci am spus, dacă vreți să arătăm numai moartea lui, comunicați ce trebuie și facem un montaj de peliculă care să nu văd pe cine îl judecă, să nu se vadă cine judecă. Așa. Și acest lucru l-am dus eu la televiziune, s-a dat pe post și pe urmă a urmat un tâmbălău, ca să-i spun așa, niște femei de la televiziune țipau revoltate că nu se vede mai mult. Și atunci am spus, foarte bine, vorbiți cu domnul Iliescu la Ministerul Apărării și cereți-le materialul. Dar vă spun că nu e normal să vadă populația sau teroriștii să vadă cine au fost cei care au judecat. Da. Bine, a fost vina cameramanului că le-a filmat. Păi nu, ăla i-a filmat, ca să aibă un document. Și acea întrerupere, credeți? Ăla nu filma pe barbă proprie. Corect. Ăla filma
ca om al, deci operator al Ministerului Apărării. Dar vă vine să credeți că cel mai important moment s-a ratat, că a ieșit din priză ștecherul camerei și n-avea acumulator camera? Nu, n-a ieșit din priză, n-avea peliculă. N-avea peliculă, a schimbat caseta. Și când a schimbat caseta, a ieșit greu și când a ieșit greu, a prins momentul căderii. Da, a prins momentul ce era mai important. Și mie personal mi-a spus omul și mie mi-a dat această chestie cu priza, cu ștecherul. A, cu priza, da, eu știam. Și mie mi-a dat, vreau să vă spun următorul lucru. Există un film în care eu am refăcut complet această scenă. Filmul 15. Vă dau această casetă să o vedeți. E cu detaliu făcut exact cum a fost. Aha, deci și exact cu tot ceea ce și procesul, da? Dar asta era un film. Asta era, da, l-am făcut după actor, câțiva da. Ani. Dar acum ca să răspundem și invitațiilor. Deci, în opinia dumneavoastră, a fost lovitură de stat? Nu. Da? Aici să fac oamenii, și încă o dată am tot respectul în ceea ce vă privește și încerc să mă abțin. Nu sunt lucrurile, vă spun sincer, așa cum le credeți voi. Sunt superficiale, sunt trăite fiecare pe momentul în care ați fost acolo sau dincolo. Sau pe urmă, pe 22 dimineața erați fugiți și așa mai departe. N-ați cercetat și n-ați trăit toate momentele, așa cum nici eu nu le-am trăit pe cele pe care le-ai făcut dumneata. Păi stați, că eu nu susțin lovitura de stat. Eu susțin confiscarea Revoluției. Uite, confiscarea puterii revoluționare este cea mai plauzibilă dintre toate. Domnul Nicolaescu, a fost Ion Iliescu un uzurpator? Nu. De ce? Nu. Pentru că noi l-am pus. Avea dreptul să semneze? Noi l-am care pus. Noi l-am pus? N-avea. Care noi l-am pus? Comisia. A fost un comisie acolo. A fost o comisie întreagă. Dar cine a creat acea comisie? Care comisie, domnule? Cine a creat Consiliul Frontului Salvării Naționale? Domnule, care comisie? Cine a adus acele nume și așa mai departe? Vedeți? Domnule, care comisie, domnule? Domnule Nicolae, de unde, domnule, acea comisie? Singurul lucru de care aveți dreptate este numirea lui Militaru. Nu, domnule, dar care comisie? Dar numirea lui Iliescu ce? Dar cu ce drept s-a înființat acea comisie? Au invitat. Dar pe noi ne-au întrebat. Ne-a întrebat și pe noi cineva. Pe dobitocii aia de stradă care au ți-au riscat. Stați o secundă, că suntem și noi șapte aici. Haideți să ne adunăm și să punem președinte. Bun, poftim. Eu mă fac ministru de externe. Nu, eu vă pun întrebarea. Vreai dumneata să fii pe funcția respectivă? Dar credeți că în afară de Ion Iliescu, Militaru, Stănculescu, Gușe și alte figuri, nu mai existau oameni destul de deștepți care să preia puterea? Da? Eu am dat un nume. Spuneai același lucru. Nu, am dat un nume. Deci, cine vrea să Mazilu, nu? Dumitru Mazilu. Dacă era securist, n-ați auzit? Aoleu, și care n-a fost securist? Stop. Dacă Dumitru Mazilu devenea președintele României, România nu era în poziția actuală. Noi intram în primul val în Uniunea Europeană, fondurile veneau mai devreme, poate că și criza economică. Așa și dacă era Rasiu sau Câmpeanu. Nu, vreau să ce Câmpeanu, ce tu că l-ai adus pe... Erau alți oameni, dar nu Mazilu. Care oameni, domne? Erau alți, era Coposu, era... Nu, domne, de ce? Coposu nu era cunoscut. Ei. Dar nu era cunoscut. Și Mazilu-l cunoșteai, dumneata? Bă, putea, nu, eu așa gândisem, ca să vedeți cum gândisem. Da. Lăsând la o parte partipriurile care există acum, când am constituit Frontul Unit Muncitoresc, am spus așa: Corneliu Mănescu, Silviu Brucan, Ana Blandiana, Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan Petrescu, Dumitru Mazilu și mai înșirasem alte câteva nume, Radu Filipescu, încă câteva nume pe care le cunoșteam de dizidenți. Noi pe ăia i-am fi dorit. Adică ăia s-a fi făcut. Pe ăia l-au ales pe Iliescu. Nu e adevărat. Da, da.
Haide-mi, ce dracu. Ședința, ședința, domnul Nicolae, ei l-au ales. Domnul Filipescu, nu Filipescu a fost în CFSN? Dintre toți ăștia pe care i-am numit eu acolo, și Doina Cornea mai era? Lucan și Mazil Suracu, care a trebuit să ia poziția mutului, că altfel putea să-l și împuște. Hai că Mazilul, pe urmă, a început să răstoarne, a încercat să răstoarne puterea. Haide-mi, ce dracu, domnul. Alături de mine, în continuare, domnul Sergiu Nicolaescu, domnul Nicolae, domnul Bănuț Soiu, domnul Sorin Ileșiu, domnul ziarist francez Nicolas Don. Așadar, domnul Sergiu Nicolaescu, exact răspundeați invitațiilor noștri de aici din studio, spuneați că n-a fost o lovitură de stat, ci a fost o revoluție și în prima parte și în a doua parte, că ea oricum a avut două segmente, două... Deci a pornit printr-o revoltă făcută de acești oameni, da, folosind mulțimea care a spart mitingul, da, deci a spart mitingul, pe urmă a ieșit armata și ei au apărut. Meritul lor e cel mai important, zic eu, pentru că au fost primii care au acționat. După ce ei au acționat în noaptea respectivă de 21 spre 22, fugăriți de taburi și de tancuri. Vreți să punem puțin lucrurile la punct? Da. Pentru că dumneavoastră susțineți revolta populară până în 22. Așa este? Nu. Nu? Ia unor revoluționari. Nu. Deci revolta... Nu e revoltă populară. Revolta populară este... dimineața lui 22, când au ieșit muncitorimea. Nu aveți dreptate. Păi vedeți, de ce? Aici noi nu se pupă lucrurile, de ce? Ca să vorbim popular. Nu aveți dreptate. Păi zi. Dom'le, revolta populară la București, da, a durat, ca să zic așa, de pe la ora 12 și 30 de minute și până pe la ora 13:30. Pentru că pe la 13:30 deja s-a strigat jos comunismul, jos Ceaușescu, jos dictatorul. În momentul ăla era revoluție. Stați un moment. Dacă nu știați, am făcut și un program politic în 10 puncte care ceream desființarea rolului conducător al unui singur partid, pluripartidism, libertatea presei, libertatea de exprimare, respectarea drepturilor omului, multe alte lucruri, erau vreo 10 pe care m-am urcat pe parkingul acela din fața Dunării, da? Împreună cu Romeo Raicu, cu Neașa Vasile, așa, și le-am citit. Din momentul ăla, domnul Nicolaescu, nu mai vorbim de o revoltă populară. Din momentul ăla, având programul, având și o structură organizatorică, că am spus Doina, Cornea, Dumitru Mazilu, Ana Blandiana, Mircea Dinescu, Dan Petrescu, și așa mai departe, Corneliu Mănescu, Silviu Brucan. Deci deja noi aveam în viziunea noastră atunci niște conducători, aveam un program, da, și aveam și un scop. Jos comunismul. Dar, din nenorocire pentru poporul ăsta amărât de români, este că Revoluția Română n-a avut numai caracter anticomunist. A fost și anticeaușistă, da? Păi mai, revoluție înseamnă dărmarea regimului. Stați un moment, nu dă-mi. Ce să stau? Păi așa, da, nu. Asta, păi înseamnă. Da, asta a însemnat împărțirea revoluționarilor în două tabere. Deci, unii voiau numai jos Ceaușescu și sus Iliescu, iar mulți dintre noi, cum suntem o mare parte dintre noi, și de la Timișoara și de la București, am vrut jos comunismul, cu tot cu dictatură, cu tot cu Ceaușescu. E adevărat. Da? E adevărat. Deci, foarte mulți... Dar de ce căuta Brucan? Cum ce căuta? Păi, domnul Nicolaescu. Te întreb eu ce căuta Nicolaescu. Brucan, care s-a dus la Moscova? Domnule, stați puțin, domnule. Păi să spun eu, ruta pe care a avut-o brutal. Da. Brucan s-a dus la Londra, momentul, de la Londra, a plecat la Washington și de la Washington. La acela, l-a trimis la Moscova. La momentul pe acela. Pe ăla vrei să-l pui conducător? Era dizident? Poftim? Era dizident?
împreună cu Constantin Pârvulescu. Și ce vreau ăia? Ce vreau dizidenții? Doamne, erau dizidenți? Nu. În opinia poporului român, ce însemna dizidenți? Oponenți ai guvernului, ai regimului comunist, ai lui Ceaușescu? Nu. E, nu. Nu. E, nu. Iliescu, nu, domne. Iliescu nu l-a înfruntat pe Ceaușescu. Hai, domne. Nici Brucan ca Pârvulescu. Nici ca Pârvulescu. Stați, domnul Iliescu, stați vorbiți părinți. Vreau să-ți dau un exemplu. Brucan l-a înfruntat? Vreau să-ți dau un exemplu. Pârvulescu l-a înfruntat? L-a înfruntat. Pârvulescu, da. Dinescu l-a înfruntat? Ce înfruntat? A făcut o scrisoare. Ce scrie scrisoarea? Dumneavoastră ce n-ați făcut? Poftim? De ce n-ați făcut dumneavoastră o scrisoare? Pentru că eu ce să fac? Scrisoare? Să fi făcut o scrisoare. Nu, eu nu fac scrisoare. Să vă fi opus. Eu îmi dădeam viața. Să vă fi opus. Nu, eu sunt convins, doamne. Asta eu nu. Stați puțin. Eu nu vă contest curajul și bărbăția. Nu. Eu aduc în discuție faptul că, spre deosebire de noi toți ceilalți, oamenii ăștia abuzeseră curajul, domne. Deci ei erau idolii noștri. Ei erau oamenii pe care noi ne bazam în eventualitatea în care, la un moment dat, l-am fi dat jos pe Ceaușescu. Deci asta este realitatea. De ce nu la... greșești, domnul Nicolae? Crede-mă că greșești. Fruntea Revoluției Române, în fruntea Revoluției Române trebuia să vină Vasile Paraschiv sau Radu Filipescu. Pentru că erau ofițeri de securitate. Domnul Nicolae, ce e draculit? Stați un moment. Câți ofițeri de securitate există și astăzi, care sunt mari vedete? Sus pălăria, treaba lor. Păi da, nu e treaba lor. Treaba lor. De ce treaba lor? Păi ăia care au fost ofițeri de securitate... Domnule, eu nu apăr pe Dumitru Mazilu, domnule. Eu apăr punctul de vedere pe care l-am avut la momentul ăla. Ăsta era punctul de vedere. Da, da, trebuie apropo, să iubești cu judecata. Apropo de, de întrebarea ta, până unde vrei să, cât de sus vrei să ne uităm? Nevorbit? Păi l-a adus aici nevorbit. Nu, stați, nu, că l-ați întrerupt pe domnul Sergiu Nicolaescu. Spunea așa că după 22 decembrie, deci a fost revoltă până în 22 și pe urmă? Iartă-mă. Nu. A fost lovitură de stat vreun pic sau nu? Nu a fost nicio lovitură de stat, decât putem confunda momentul intrării armatei ca o lovitură de stat. Unii o iau de bună vreți credință. Vreți să facem analiza pe text? Dom'le, acum haideți că nu. Ca să nu vă... Ai zis că nu mai vorbesc. Stați puțin, domnule Dincă, lăsați-l să vorbesc. Vreți ca să facem analiza pe text? Nu, lăsați-l, stați, lăsați-l să explice. Că eu am o carte de 2000 de pagini. Domnul Nicolaescu, ți-o dau să știți ce se întâmplă când eu îi scrie cărțile pe care vreau să le scriu? Eu acum n-am putut să le scriu pentru că eu trebuie să muncesc ca să mă întrețin. Eu nu sunt întreținut nici de statul român, nici nu primesc diurne și... Dar n-a scris-o încă, stai să uite, omul a scris-o. Dar nu poți să te documentezi. Ba, documentat? Nu ești. Documentat, domnule. Nu ești. Documentat? Iartă-mă, vedeți acolo? Vedeți cartea aceea care o are domnul Diaconescu în față? Asta a scris-o de Emil Constantinescu. Este prima carte document despre Revoluția Română. Da, Doamne ferește! E prima carte document. Domnul Emil Constantinescu. Face mai mult decât raportul dumneavoastră, pe care l-ați făcut timp de 6 ani, face mai mult decât multe rapoarte. Păi da, în carte s-a preluat din raportul domnului Sergiu Nicolaescu. Da, s-a preluat și din raport, dar nu numai din raport. S-au preluat lucrurile pe care le-a căutat. Eu aș vrea să vă întreb, domnul Nicolaescu. Țineți-vă vorba puțin, că întâmplător am în față următorul paragraf. 22 decembrie, ora 14.05. Ia să vedeți cine l-a adus pe Ion Iliescu, cine l-a introdus. După ce Florin Velicu însoțise de la serviciu acasă cu mașina, directorul editurii tehnici Ion Iliescu, fost secretar al CC al PCR și ministru, fost prin secretar, nu știu ce, la Iași și secretar la Timiș, pleacă cu Mihai Bujor Sion și pentru că nu era cunoscut mulțimii și mulțimea nu lăsa să intre, este introdus în televiziune de către Gabriela Nicolaescu, soția regizorului Sergiu Nicolaescu. Hey, urcă la etajul 11 în biroul directorului TVR. Prostii, e adevărat că da. Mihai Bujor da? În mașină cu Ioana Pavelescu, care era soția lui, și cu soția mea, pentru că noaptea respectivă cei doi au dormit la mine, eu nu eram acolo. Cine eu cei doi? Și Ion Iliescu? 22, n-am dormit acasă. Dar Iliescu a dormit acasă dumneavoastră? Numai și Bujor și cu... A, Bujor și cu așa, da. Și i-au adus la TVR. Și... când eu m-am certat cu Caramitru și m-a întrebat Mihai Bujor, vrei să mă duc să-l chem pe Iliescu?
și a spus, du-te, cheamă. S-a dus cu mașina și l-a luat pe Iliescu. Păi ca ce trebuie să-l fi chemat? Ca ce să-l fi chemat? Ca pensionat. Băi, vrei să spun următor lucru? Ca ce să-l fi chemat? În clipa în care a ajuns acolo, acolo s-a făcut ordine. Pentru că toți comuniștii care erau acolo au stat în ordine. Iliescu a avut capacitatea să facă ordine în televiziune. Nu a avut capacitatea, avea funcția. Care funcție? Aia de dat afară. Dumneata spui care că... funcție, dumne, că dacă înțeleg eu bine, director era director tehnic. De la cartă, la director tehnic la... editura tehnică. Editura tehnică. Dom'le, toată lumea vorbea despre el că preia conducerea. Lăsați, dom'le, toată lumea vorbea că în eventualitatea în care ar fi fost un viteaz și un erou, ar fi avut meritul să preia conducerea. Sau dacă ar fi dat lovitura de stat, pe care noi tot o aducem în discuție. Da, dacă dădea lovitura de stat împreună cu aia șapte generali, împreună cu militar, împreună cu... Acum ești de acord cu mine? Dacă te dea lovitura de stat... Cum adică dacă? Dar de ce nu scoți dacă? Nu, dacă ar fi dat lovitura de stat. Așa? Așa. Că nu lovitura de stat a făcut. Înainte de 21 sau? Da, domne, înainte de 21, înainte când de se plimbau în parc între ei și vorbeau... Și dumneata ai spus că dimineața la ora 12, când a plecat, ăsta s-a terminat. Da, revoluția învinsese. Și atunci împotriva cui a dat lovitura de stat? A noastră. Păi nu, eu am spus, nu, păi dar noi nu eram stat. Noi nu eram stat la momentul ce dracului? Noi eram puterea revoluționară. Așa. Deci, domnul Nicolaescu, am proprietatea termenilor. Noi eram puterea revoluționară. În momentul în care Ion Iliescu vine în Comitetul Central, da? Și în mod samavolnic preia puterea de la noi, așa? Aia se cheamă confiscarea puterii revoluționare. Cum adică a confiscat? Cum? A pus mâna și a băgat un buzunar? A confiscat-o. Păi a venit cu... Nu n-a confiscat-o. Păi nu n-a confiscat-o. Că între timp, pe această confiscare, au mai murit și 1000 de oameni. Păi de-a dragul meu, dar el și-a creat, nu ți-am spus, care au fost premiile. Păi și dumneavoastră, de ce l-ați lăsat, domnule, să o confiște? Cum? De ce l-ați lăsat să o confiște? Domnul Diaconescu, noi suntem acum la masă, cât? 2, 4, 6, 7 persoane. Da. Dacă ar intra acum pe acolo să vină Cristi Lefter, că l-am văzut că a venit aici, să vină cu vreo 100 de șmecheri, de vreo 2 metri. A, ne dă pe noi la o parte. Bine. Ce ziceți, da? Știți ce spuneți, bă băieți? Dar n-ați înțeles, Ion Iliescu a venit singur de acasă, mă rog, cu Sion și unde cu... Dăm? La TVR, când a preluat el puterea. Mă rog, asta e altă zonă. Și lumea i s-a supus, asta zice domnul Sergi. Eu vorbesc de ce se dăne. Da, eu înțeleg. Polul de putere era în Comitetul Central, la Televiziunea Română. Era tatu, era... Dar dacă nu intra, uite ce zice acest domn Sergiu Nicolaescu, că era de bandadă dacă nu venea Iliescu. Hai, domnule, continua haosul ce Dumnezeu. Până la infinit. Deci, eu dacă aș fi fost prieten cu Ion Iliescu, dacă în următorii ani după Revoluție aș fi conlucrat cu el, și mă rog, nu vreau să spun mai multe, eu ce aș fi spus acum? Ah, ziceți că Sergiu Nicolaescu l-a până pe Ion Iliescu, de ce că au conlucrat? Vreau să spun indirect, următorul lucru. Indirect, domnul Nicolaescu, îl apărați. Vreau să spun următorul lucru. Nu indirect și nu l-apăr. Citește cartea mea și o să vezi. Dar de ce nu l-acuzați? Pentru că nu l-acuz, nu merită acuzat. Pe ce spui dumneata acolo, nu e așa. Nu e așa. Acelea citiți cartea mea și pe urmă stăm de vorbă. Acelea uite, ne întâlnim peste o săptămână. Da, bravo, da, e bună. Ne întâlnim peste o săptămână după ce citesc cartea. Nu, acelea sunt întrebări. Pe, dumneata ai citit amărâta asta nu de carte. Nu e amărâtă. Asta e copiată de la mine. Domne, nici un președinte al României. Președinte României, toată stima și respectul. Nici un fost președinte al României. Poate să se autointituleze domnul Iliescu revoluționar? Nu. 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 Și de ce el se consideră o emanație a Revoluției? Pentru că îi place cuvântul ăsta de revoluționar. Che Guevara. Bun, haideți să-l... Domnul Dincă, haideți că și noi să aveți o obsesie cu Ion Iliescu. Nu am obsesie, domnule. Acum discutăm de... Cine era exponentul principal al comunismului care a intrat în Comitetul Central? El! Mă rog, bun. Hai, domnule, era Verdeț... Era Brucan. Pe care l-am eliminat. Dă
L-am eliminat. Era Dăscălescu. Pe Dăscălescu l-am pus, l-am obligat ca să dea decret de... Primul care a vorbit, Verdeț, Pormă Iliescu, Pormă eu. Nu e adevărat, Verdeț n-a vorbit atunci. Nu, că nu l-au lăsat, nu l-a lăsat mulțimea. Am găsit un fragment, o să-l difuzăm. El a fost primul care a spus tovarăș. Am găsit fragmentul, știți când intră Ion Iliescu prima oară la 14:35 la TVR și vorbește? Da. Exact când vorbea Sergiu Nicolaescu. Vorbea Sergiu Nicolaescu după. Puțin mai devreme. Păi eu, după. Pe asta zic, după dumneavoastră vorbește după. Ion Iliescu. Hai, de deci, după vine capitanul ăla. Știu. Dumneavoastră ați vorbit la început, dar tot dumneavoastră ați mai vorbit încă o dată, la 14:35, a doua oară, și atunci intră el în studio. A dus, mă rog, de azi. M-am adresat lui Victor Stănculescu. Exact. Armate. Alea au fost momente istorice. Dar stați puțin, că vreau și să aflu cu teroriștii ăștia. Cam câți au fost domnul Sergiu Nicolaescu și ce cetățenie aveau? Niciunul de lor. Stați mi să ne spună că nu are poze și documente. Niciunul. Cine a tras, domnul? Niciunul. Cine a tras? Cine? Cine? Diversioniștii. Cine? Diversioniștii. Care, cine erau? Așa se cheamă. Dacă noi ne chemăm baricadiștii de la ITER, ăia au fost diversioniștii, care au fost puși de către Stănculescu, Chițac, Gușă, militarul, conduși de Iliescu, să creeze diversiunea. Clar. Diversiunea și terorismul sunt două lucruri care seamănă între ele. Adică pot să spun că orice terorist e un diversionist. Da, ați fi avut dreptate și m-aș fi închinat în fața dumneavoastră în condițiile în care ar fi fost prinși nu toți acei teroriști, între ghilimele, de care vorbiți, și ar fi fost judecați, condamnați, ei ar fi declarat că sunt teroriști, că Aici ai dreptate, amici. Păi, vedeți. Aici ai dreptate. Aici ai dreptate, că nimeni n-a vrut să facă treaba asta. Păi cine n-a vrut? Cine conducea România, domnule? Cine conducea? Păi nu conducea Iliescu. Dar nici în momentul respectiv, aia n-au fost vizibili, nici în momentul respectiv nu puteai să-i vezi. Domnule, locul, hai, domnule, ce dar. Nicăieri am căutat de ne-a venit rău. Insignifiantă. A fost mai mult simbolică. A fost mai mult simbolică. Mă rog, poate. Uți de maioneta acolo, nu, asta. Dați-mi voie doar o clipă. Deci cam câți teroriști au fost, aproximativ? Adică câți au fost prinși, dovediți? Măi, teroriști sunt mai multe categorii. Unii care au păstrunzi din Ungaria, unii din Olanda, unii din alte țări. Deci Iugoslavia. Deci unii au intervenit. Da. Unii au intervenit. Pe urmă erau arabii care au venit aici, care a sosit pe 23, a sosit un avion, un Boeing din ăsta. Da, ce drept a aterizat în România. A aterizat unul la București și unul la Timișoara. Da. Ce au ridicat de acolo? Da, corect, nu se știe. Se zice că au aterizat să ia marfă, să ia berbecuți în România. Ați vorbit de poze mai devreme. Există poze cu vreun terorist? Cu fața vreunui terorist? Eu i-am făcut poză unui. Și aveți pozele astea? Am, sigur. Sunt curios ce mai zice domnul Dincă. Na, domnul Dincă. De ce să zică că nu scrie pe el terorist? Nu, știu, dar aveți o probă cât de mică. Dacă el nu a văzut teroriști, dacă noi nu am văzut teroriști, domnul Nicolaescu la fotografia, de ce îl știe? Noi n-am văzut. Nu știu, la masa asta mai văzut cineva teroriști? N-am mai văzut nimeni. Cum, domne, n-ați văzut oameni căzând? Eu n-am văzut teroriști. Căzând? Căzând, da, dar n-am văzut pe cine. Nici morți. Eu am văzut domnul Didi, a arătat la televizor. Da, dar așa. Au fost prezentate niște persoane și aduse în televiziunea română ca fiind niște teroriști. Așa, și unde sunt aia? Dar rețineți un alt aspect, pentru că nu vreau să mă opresc la paragraful ăsta, că au fost aduși acolo. Și noi am păzit o noapte întreagă. Domnul Bărânsă, eu am văzut, eu mă uitam la televizor, la Revoluție, și Carmen Dumitrescu, țin minte și acum, îi arăta pe unii în spitale, spunea că sunt teroriști, n-aveau acte de identitate, nu știau să vorbească pe românește. Și le-a dat drumul. Nu știu ce era cu ei, până la urmă au dispărut, dar eu i-am văzut. I-am văzut și eu pe aia și m-am dus să-i caut și nu mai era nimeni în spital la două zile. Era o minciună, era o intoxicare, dar au fost filmați. Au fost. Dar le-au dat drumul, nu era picior de teroriste niciun spital. Acești oameni au fost... Cine le-a dat drumul? De ce a venit avioanele de acolo? Pe asta zice domnul Nicolaescu, că ăia cu avioanele au venit să ia. Dacă mă lăsați să termin, duc fraza până la capăt. Deci au fost acești teroriști, unii erau arabi. Așa. Care au fost aduși în televiziunea română. Dar rețineți o secundă, lăsați-mă să termin. Deci eu nu pot să mint.
Eu spun adevărul, ce n-am trăit. Dacă cineva încercă să întrucăze, el trebuie, nu. Deci încă o dată mă repet. Acești oameni au existat, au fost prinși, erau prinși pe străzi. I-au adus în televiziunea română, i-am păzit o noapte întreagă, așa. Dar dimineața, generalul Tudor, eu vreau să ajung unde ca să vă dau ajutorul dumneavoastră. Așa. Pentru că în televiziunea română exista o listă cu teroriștii ăștia. Așa. De ce nu mai există niciun... o persoană numită acolo. Exact. Întreb și eu, unde au dispărut? Da, aici vedeți de acord cu toți. Asta ziceți, domnul Nicolae. Sunt 128 care au fost la Ministerul Apărării. Momentul în care am intrat eu în Ministerul Apărării, i-am văzut în cameră. Erau 128 de și oameni. Și știți unde au dispărut după aia? Toți au dispărut. Nici listele. Toți au dispărut. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Eu zic că nu, dar nu i-am văzut. Domnul Nicolae. Eu eram în Ministerul Apărării. Nu, stai că vreau să întreb ceva pe Bănicioiu. Spune-mi și mie, te rog. Tu spui că în televiziune era o listă. Deci au fost tabel, n-au adus. Ce scria? Tabel cu teroriști? Nu, domnule. Da, atunci ce scria pe el? Pe listă. Și ce scria? În dreptul lui scria terorist? Nu scria nimic. Și atunci? Scria numele acolo. Și cine erau arestat? Nume și erau arestat. Eu ce vreau să spun? Eu m-am întâlnit acum 10 ani cu un tip grec, din câte rețin eu că a fost. Deci nu vă exagerez cu nimic, că nici n-am niciun interes. Omul n-a știu că eu l-am păzit în noaptea aia în televiziunea română. Și era unul din așa zis. Era unul dintre cei care era și a fost prins cu pistol la el. Deci a avut pistol, pașaport străin a avut. Păi vedeți, deci putem denumi teroriști. Și 5 legitimații, oameni buni. Deci, deci aveau legitimație. Dar de ce era terorist? Carte de vizită. Păi dacă trăgea cu arma și avea 5 legitimații. Dar dacă era un excroc care avea 5 legitimații, că vrea să intre și la Luceafără și la serviciu. De ce negați un lucru pe care omul l-a văzut? Nu, este adevărat. De ce negați? Așa te poate nega oricine și pe dumneata. Pentru că eu sunt convins că ideea cu teroriști este o făcătură. Nu-i bine. Ascultați ce spune. Făcătură. Ideea cu teroriști este o făcătură, domnul Nicolae. Nu este o făcătură. Păi n-are nicio legătură cu realitatea. Nu, absolut nicio. Domnul Nicolaescu, sunteți de acord că în România erau pregătite trupe din țările arabe, care trebuiau să plece din țară odată pregătiți de la noi și să execute misiuni de terorism? Corect. Până aici sunteți de acord? Corect. Bun. Sunteți de acord că șefii acestor oameni, nu șefilor direcții, deci cei care coordonau din România, erau ordin armată, ordin serviciile speciale? Dar erau români. Corect. Domne, erau? Da. Bun. Deci sunteți de acord până aici. În condițiile în care acești oameni au fost solicitați să execute niște acte de diversiune, ei puteau să spună nu? Nu. Nu puteau. Nu. Pentru că erau datori statului român. Corect. Erau datori comandanților lor. Corect. Și în cauza asta au trimis să ia avioane. Pe cale de consecință. În momentul în care dumneavoastră spuneți că au fost 128, 130, 150, 300, 500, după ce domnul Iliescu preia puterea, după ce oarecum se pun colo și colo la Ministerul Apărării, la diferiți șefi. Au terminat cu diversiunea. Oamenii ăștia, dumneavoastră spuneți că au dispărut. Păi cu cui acord au dispărut? Păi cu acordul lui Ceaușescu? Ceaușescu era mort, săracul, Dumnezeu să-l ierte. Nu, domne, a venit avioane, două avioane au luat. Gata, vă rog frumos. Două avioane au aterizat. Orice sunt, dar nu sunt și prost. Nu, da, avioane au aterizat, domnule. Ce-a făcut, domnule? Am văzut eu documentele. Nu, au aterizat avioane. Lăsați, domnule, că au aterizat avioane, au aterizat. Și au și plecat după aceea. L-a luat pe ăla din spital, l-a luat pe ăla din închisoare, l-a teleportat în avion și a plecat. Păi, dar nu toți erau arabi, domne. Dar nu spun de arabi, domne. Spuneți că erau și unguri, că erau și ruși, că erau... Da, și... la Timișoara au fost unguri. Mă rog, da. Ce spunea domnul Nicolaas acum? Eu tot ce pot să spun e că i-am căutat cu înfrigurare și nu numai eu, toată presa străină. Ce ați spus și n-am găsit... când ați început să vorbiți? Ați spus că nu vă dădea voie să intrați în țară?
A, la început, bineînțeles. Dom'le, până că nu vă pe 22, n-a fost niciun ziarist care a putut să intre în țară. Asta e clar. Bun, dar nu deci, văd legătura. Deci, după opinia mea, o concluzie foarte simplă, e clară. Nu, dom'le. Deci, nu. Din că nu mă să dom'le, vreau să vă spun următorul. Am niște date. Vrei să spun câți români locuiți în străinătate au intrat în România în decembrie? Și în special cei care lucrau în străinătate. Lăsați-i pe aia care lucrau. Pe nu și aia care lucrau, păi, pentru că ei erau toți cu securitatea. Tot cu erau cu securitatea. Toți cei care lucrau în străinătate. Nu era zidarul, nu era tâmplarul, nu era fierarul cu securitatea. Aia săracii nu știau cum să facă să câștige un ban. Ați văzut, domnul Nicolaescu, când atunci când vă convine, sunteți de acord și când nu vă convine, nu sunteți de acord, cineva de aici vă spunea că dumneavoastră cât ați fost în străinătate cu filmele, nu cumva v-a racolat vreun serviciu de la... De la CIA, da? Sau... De la... Ba da, ce ați spus? Da. Ați spus nu? Ba da. Dom'le, ați spus nu? Da. Ați spus nu? Eu spun nu da. M-a racolat, dom'le. Păi, îți spun orice vrei, domnule. Nu, nu. Adică nu, dacă țip, nu, dacă nu, țip tare... Nu, eu, nu să spuneți de dragul meu. Nu, nu, de nu. Dragul adevărului, domnule. Nu, domnule, dumneata nu știe adevărul. Bine, domnule, eu nu știu. Nu știți dumneavoastră. Da. Dar eu nu, eu îl știu, eu l-am cercetat. Adevărul este acesta pe care noi îl dezbatem acum. Și dacă 1, 2, 3, 4, 5 oameni spun că este altfel decât dumneavoastră, eu știu o vorbă. Că dacă te întâlnești pe stradă cu... Clar. Pleci mai departe. Te întâlnești cu al doilea. Și ăla spune, du-te domnule acasă că ești bet. Bă, începe să te pună pe gânduri. Dacă și al treilea spune, du-te acasă că ești bet, credeți că toți, te duci acasă toți că românii ești sunt de partea dumneavoastră, credeți? Nu. Că toți românii... Dumneata spui acum de... Nu, domnule. Oamenii care au ceva în cap... Da. Sunt de partea noastră. Oamenii sunt care au capul proști. Gol, care au creierul spălat, nu sunt de acord cu noi. Nu, dar hai să vă întreb eu altceva. Am văzut aterizarea celor două avioane. Au aterizat pe Otopeni și pe Timișoara, două Boeing-uri, da, ale unor companii, nu știu ce companie era, nu conta, străină, și au și redecolat așa după 30 de minute. De ce au venit avioanele? Păi, într-adevăr, nu e nicio dovadă că au urcat teroriști la bord sau altceva. Da, ce explicație aveți? Haideți să admitem. Timpurile în care nu ateriza niciun avion în România și nu decora niciun avion. Nu spuneți voi nimic acum, n-ați observat. Trebuia să mă întreb, dar de pe un aeroport cum pleacă cineva? Nu. Da. Să admitem, domnul Sergiu da. Nicolescu, au avut permisiunea să plece. Da, mi-am înțeles. Asta e. Dincă susținea următorul lucru. Dom'le, acești teroriști, presupun, că au făcut ce nu știu ce. Au făcut-o la ordin. Asta sunt cu totul, am înțeles că suntem de acord. Nu au făcut-o de capul lor. Da, bun. Diversiune. Ascultați-mă o secundă. Deci, au făcut diversiunea și au plecat. După 22, de ce sunt mai mulți morți decât pe vremea asta până în 22? Da. Cauza prostiei. Înțelegeți? În rând. Asta e o problemă. Nu este adevărat, domnul Sergiu Nicolescu, aici vă contrazic cu cea mai mare tărie. Cum să fie prostie când pleacă un transportor la Otopeni sau un camion la Otopeni, să știe că sunt militari, iar ordinul i s-a spus la ea, vedeți că veți fi atacat. Ci cine a tras? Români între români. Păi da, dar... Militari între militari. Nu, păi prostie. Aici intervine asta dezinformarea, domnule. Asta nu, prostie. Nu. A fost cu intenție clară. Nu, intenție, pentru că vreau să spun că ei n-au venit pe drumul pe care trebuia să vină. Cu intenție. Aici, iertați-mă, am un coleg de Brașov care... Trebuie să-i dau dreptate domnului Nicolaescu. Am un coleg de Breaslă care a fost prins acolo, a venit cu un avion ziarist francez și el, și a fost o chestie clară de tâmpenie. A fost o tâmpenie, au fost ordine și contraordine, n-a fost nicio făcătură, s-au împușcat între ei. Domnul ziarist, de... ce s-a întâmplat ziarist? La ministerul apărării? Ați făcut armată, domnule? Da. Lăsați o secundă. Ați făcut armată? Stați-mi dacă te-am murit. Pleci, domnule, cu un camion, un caporal de capul tău. Pe stradă. Nu, au fost foarte multe greșeli. Nu, greșeli intenționate. Haideți ca să vă relatez, numai puțin, domnul Nicolae. Da, te rog. Să vă relatez cam ce se întâmpla în noaptea de 22 spre 23 și 23 spre 24 în clădirea Comitetului Central. Noi eram în aceeași încăpere cu Dumitru.
el ce spunea domnul Niculescu. Bă, antiaeriană, stați-mi puțin. Bă, antiaeriană, niște trupe trag în... trageți ele! Dom'le, așa s-au petrecut lucrurile. Deci eu, ca să creez diversiune... Din punctul de comandă, eu numai astfel de ordine dau. Păi de unde venise? Că le dădea cu intenție. Păi cu intenție, de... oameni. Cine mai? Cum? Gușă. Că gușă. Gușă le dădea cu intenție, domne. Gușă. Măi, Gușe a dat un singur telefon, adică a dat mai multe telefoane. Telefonul cel mai important al lui Gușe, i-l a dat generalului rus. Așa. Și i-a spus așa, vezi că noaptea asta... vin niște elicoptere rusești, să nu tragi în ele. Și în momentul acela generalul rus i-a răspuns, cum noaptea să văd că-s rusești sau chinezești? Deci, să ne fie clar, Gușe a dat ordine greșite. Nu, intenționat greșite. Intenționat greșite. Ah, posibil. Intenționat greșite. Nu, domnule, eu afirm deci, toată eu vreau să teoria. Spun, eu vreau să spun. Teoria diversiunii. Pe 24 seara, pe 23 spre 24, 23 spre 24, eu am fugit din Ministerul Apărării și am trecut prin cimitir și am ieșit undeva la străzi. Domne, am fost prins între două focuri. Da. Din coace la unde erau soldații, le-a spus nu trageți și nu au tras și au tras. Era un cartier de țigani. În fața camerei. Și acolo erau pe case. Cum a făcut? După mine băieți. Care trăgeau. După mine băieți. Se trăgea în piața Palatului. Trăgea. Tare de tot, al dracului. Da. Când a luat foc și biblioteca și muzeul național. A, nu, aia au tras ai noștri. Au tras soldați. Dom'le, soldați, lăsați. Dar se trăgea spre noi. Eu am stat în balconul ăla de... îmi albise părul în cap, dom'le. Nimic, niciodată n-a tras asupra mea și a lui Dan Iosif. Corect. Și a noastră care am stat în balcon, dom'le. Corect. Oare de ce, dom'le? Păi cum, până la ora 10 păi seara nu trăgeau. Păi ei nu trebuiau să tragă acolo unde era polul cred de putere. Că acum 3 ore am lămurit asta, că cel mai sigur loc din Comitetul Central era balconul. Balconul. Era simplu. Păi dar am spus-o acum 3 ore. Gata, gata. Nimeni nu avea un loc mai sigur decât balcon. N-a tras niciodată. În schimb, în partea dreaptă, unde este acum Ministerul Sănătății, deci în aripa aia, dar nu neapărat în lateral, tot în față, sunt o groază de... Cunoaștem pe acești așa zis teroriști sau acești criminali care au dat ordine sau care au tras din prostie. Haideți să zic și fraza domnului Sergiu Niculescu. Nu mie, toți au tras mie, din prostie. Mie mi-este greu, au domnul fost teroriști. Mie mi-este greu, domnul Sergiu Niculescu, ca un camion al armatei române să se deplaseze pe rota televiziune. Uite că s-a întâmplat. Uite că s-a întâmplat. S-a întâmplat intenționat, domnul Sergiu Niculescu. S-a întâmplat. Vreți să nu ne cunoaștem. Domne, citește cartea mea și vezi cum și s-a întâmplat. Și nu este intenționat? Problema este asta, dacă permiteți, aș vrea să prelungesc puțin. Vreau să spun că soldații români nu aveau instrucție. Nu, și că li s-a dat arma în mână și nu știa să tragă. Nu, dar asta e discutabil, nu știau să bată. Așa erau pregătiți pe vremea lui Ceaușescu, erau la muncă. Cu acel camion a plecat din unitate cu acordul unui soldat sau cu acordul unui comandant? A unui capitan. Nu. Păi și ca locotenent, capitanul de la cine a primit ordin, domnul Sergiu Niculescu? De la comandant, de la ministru. Păi, vedeți? Păi și nu se leagă. Parte... Ministrul ăla nu știa să comunice la cei de la Otopeni. Nu trageți că sunt de la armată? Domne, vreau să păi spun următorul lucru. Dacă vrei să spui că Gușe era rău intenționat... Dom'le, nu, spun că Gușe dă-mi voie. Lasă-mă să termin. Da. Eu spun că sunt de acord. Gușe era rău intenționat. Și militarul? Militarul nu mai vorbesc. Și Stănculescu rău intenționat? Și Chițac rău intenționat? Chițac, da. Păi vedeți, domnul Nicolae. Generalul Tudor. Înțeles dumneavoastră că eu vreau să vă protejez
pentru că știu că ați fost bolnav, ați fost prin spital și m-aș simți deosebit de dobitoc dacă din discuția asta, care vrea să fie o discuție civilizată, dumneavoastră ați pățit ceva. Deci rețineți un aspect. Nimeni de la masa asta nu vă acuză pe dumneavoastră de exact, nimic. Nu mai apărați niște lucruri pe care dumneavoastră aici sunt adevărate, sunt așa cum spunem noi. Dar, domnul Nicolaescu, sunt lucruri care, decât un Dumnezeu, care nu... Domne. Măi, încă o dată îți spun, ai dreptate în mare parte. Mulțumesc! Ai dreptate în mare parte, asta și dumneavoastră aveți dreptate... În măsura în care nu ați fost implicat în actul ăsta de diversiune. Păi dacă nu știți de diversiune, e normal să nu susțineți ideea diversiunii. Aici, domne, aici e partea delicată. Domne, diferența e că eu am cercetat. Da. Vreau să vă întreb, domnul Nicolaescu, dacă ați cercetat, da, care e răspunsul pe care îl dați dumneavoastră, da, la faptul că domnul Ion Iliescu, care lasă-l în momentul acela Iliescu, a luat, domnule, puterea din nu-l stat, lăsăm, domne, i-a numit ministru de interne pe Mihai Chițac responsabil, da, pentru masacrul din Timișoara și pe Atanasie Stănculescu l-a numit ministru de interne. Nu. Stănculescu fiind... Nu, n-a fost investor. Ministru de interne. Ba da. Apărării. Ministrul apărării. Da, da. Așa. Chițac la interne și Stănculescu la exact, apărare. Exact. De ce amândoi fiind vinovați pentru masacru de la Timișoara? De ce Iliescu i-a pus miniștri la apărare și la interne tocmai niște responsabili de masacru? Întrebați-i. Păi, dar dumneavoastră ați analizat... Eu nu pot să-ți răspund la asta. Păi ați analizat 6 ani problema asta. Aici e mai păi, problemă, dacă îmi permiteți să intervin cu punct de vedere puțin exterior. Aici e marea problemă. Pot să spun problemă. Ce a făcut Victor Stănculescu la Timișoara și ce au făcut de ce Ion Iliescu a pus în fruntea acestor ministere niște criminali? Marea problemă este că nu avem răspunsuri. Vă spun ca român și ca jurnalist străin în același timp. Marea mea problemă și ce mă deranjează foarte mult... Nicolae, dacă am vrea să-l avem, îl avem. Da, dar 20 de ani... Dacă am vrea să-l avem, să știu un lucru. Și o spun domnul Nicolaescu pentru că ne cunoaștem de atât de mult timp și știe cât de mult respect îi port. Să știi că minciuna nedovedită nu înseamnă adevăr. Nu? Înțelegi? Noi dacă am vrea într-adevăr, dacă am dori într-adevăr să descoperim, eu văd mai nou. Și asta mă doare, asta îmi pare rău. Eu văd mai nou și chiar asta vreau să spun mai devreme, eu văd mai nou că nu contează cine a scris Revoluția, contează cine o rescrie. Și iar acest lucru ne face pe noi în acest moment să, cu toate că s-ar putea ca multe din ideile noastre să se adune undeva. Să se încrucișeze undeva, să se intersecteze undeva. Ne face pe noi să fim domnul Nicolaescu poate apărându-și anumiți colegi de partid și este logic să fie așa. Eu chiar îi respect. Nu, eu nu apăr pe nimeni. Eu chiar îi respect punctul de vedere. Noi, care fiecare din noi am trăit într-un fel Revoluția Română. Iar eu nu pot povesti decât pe cea care am trăit-o. Exact. Eu nu pot să povestesc Revoluția domnului Nicolaescu. Dar nu trebuie să ne punem întrebări. Asta e dureros, că ne mai punem întrebări 20 de ani după. Și pe mine mă deranjează eu să văd presa de lumea întreagă. Eu am trăit-o. Mă deranjează Revoluția să... pe care eu am trăit-o, în Revoluția pe care eu am trăit-o, nu au existat teroriști. Și de acord aici, și după o revoluție adevărată a venit un grup care au făcut o lovitură de stat. Repet, ceea ce e foarte dureros în ziua de azi, sunt 20 de ani, azi, presa străină, toată presa străină titrează cu semne de întrebare. Titrează cu aceleași întrebări pe care și le puneau acum 20 de ani. De ce? Ce s-a întâmplat? Nu avem explicație. Asta e foarte dureros pentru noi, români, pentru țară și pentru drumul pe care țara asta îmi poate să ducă. Îmi dați voie să vă dau să mai să vă termin cu o nuanță care e super importantă. Vă dau cuvântul meu de onoare. M-au solicitat, sunt român, francez, trăiesc în România de 3 ani, m-au solicitat posturi de radio și televiziune în Franța cu unghiuri noi. Măi, ce putem să spunem 20 de ani după? Și le-am spus, măi băieți, nu știu. Și nu sunt singur, am colegi care lucrează în presa română, care lucrează în presa franceză, cu aceeași problemă. Măi, nu știm.
Și răspunsurile care vin de la Paris, de la Londra, de la Praga sau de la Washington, de ce nu știți, mă, frate, după 20 de ani, ăsta-i unghiul. Și mă deranjează că ăsta-i unghiul de reportaj, că după 20 de ani mai stăm să avem dezbateri de genul ăsta cu oameni care au fost acolo pe teren, toți am fost pe teren, cum spuneai, fiecare în colțul lui și fiecare a văzut prin unghiul lui revoluția. Dar trebuie să avem la nivel de țară, la nivel de țară normală, normală europeană încă o dată, un răspuns, o istorie. Ce le spunem copiilor noștri? Dragul ce meu, credeți că nu interesează păpuși revoluția? Ce nu știi dumneata? Că asta e țara. Dar mă deranjează, domnule Nicolaescu. Asta e țara, dar sunt oameni foarte ok în țara asta. Oamenii ăștia au ieșit în stradă. Lasă, domnule, ieșit în stradă, eu i-am spus, nebuni ca el și ca voi. Dar și sunt... dumneavoastră ați ieșit și în stradă. Sunt, și da, jos pălăria cu atât. Deci dacă asta e țara cu oameni mișto, ce facem cu țara atunci? Vreau să spun că nu ne-am cunoscut. Da. Cum vroiai să ne cunoaștem? Nu, ne cunoșteam. Nu vorbesc de atunci, vorbesc de după. Nu, de, Nicolae, ce nu, de ce copiii n-au ce să învețe la școală? Un manual al revoluției. La școală. Unde nu există deloc. Asta? Păi asta, bă, unde și există ce se spune, asta? Ce spunea domnul, că a uitat să spun aici. Domnul Diaconescu. Îi spunea că e revoluție. Numai puțin, domnul Diaconescu. E jenant ca rămâne, chiar jenant. Da, telespectatorul să puteți au niște întrebări. Rugămintea mea este da, să răspundeți la întrebarea asta. De ce considerați dumneavoastră că elevii și tinerii care n-au trăit perioada comunistă și sunt născuți în preajma anilor Revoluției nu știu nimic despre Revoluție sau chiar dacă încearcă, așa cum a spus dumneavoastră, pe aici, pe acolo, să le mai spună cineva câte ceva, ignoră. Da, nu știu de ce. De ce? Păi vă spun eu de ce. Vă spun eu de ce, domnul Diaconescu. Pentru că pe spinarea noastră, care, de bine de rău, am făcut o revoluție bună, proastă, cum e, cum nu e. Cei care au beneficiat și au profitat din plin, și și-au făcut posturi de televiziune, și-au făcut ziare, asta și-au făcut radio. Asta e la adresa ta. Asta e la adresa ta. În momentul în care sunteți solicitați ca să spunem niște lucruri, dați un singur răspuns. A, domne, ce revoluție? Nu, domne, nu face rating, domne. Nu, păi cum dacă la televizor nu apare, dacă oamenii nu văd dezbateri despre revoluție, cum dracului oamenii ăia să mai înveți? Măi, George, păi tu spui, nu mai secundă, Nicule, tu spui că nu face rating, păi sigur că nu face rating, tu ai văzut câți parlamentari erau astăzi în sală la comemorarea revoluției? Păi dacă n-au venit 100 de parlamentari din cei 500 pe care îi avem, totul. Ei nu erau astăzi parlamentari, poate erau în continuare în Marea Adunare Națională, că mulți dintre ei au fost și în Marea Adunare Națională. Eu vreau să vă spun următorul. Dacă ăștia, numai o secundă, domnul Nicolaescu, dacă ăștia nu au venit astăzi la ședința de comemorare, dumneavoastră i-ați văzut cum arătau, i-a luat, în primul rând, că n-a dat decât o singură televiziune. TVR1, atât, restul nicio altă televiziune, nu i-a interesat comemorarea. Iar plecând pe prim planuri, așa cum făceam noi la cinematografie, pe prim planuri, pe fețe, pe grupuri, pe figuri, vreau să vă spun că era o plictiseală în sală de asemenea. Ce pot să le povestesc eu despre revoluția asta? Dar câți dintre noi au fost rugați să facă lucrul ăsta? Și m-au întrebat de ce nu ieșiți pe post să spuneți ce vi s-a întâmplat la revoluție. Nu aveți pregătire, încă cum să spun. Da, nu aveți pregătire, normal. Nu știați mersul. Eu predau limba gimnastică, este adevărat, dar nu limba română. Sunt profesor de sport, nu de limba română. Este adevărat, nu avem pregătirea noi. Și are dreptate, domnică. Cât ați fost dumneavoastră? Că ați fost și dumneavoastră la putere o oră, două. Care iau hotărâri la Cârciumă, la Codii Cosminului. Ăla este via. Aia e Curtea Constituțională, e singura vinovată. Da. Ascultă-mă ce eu spun. Ce vreau să spun, că domnul președinte, din câte știu, niște oameni veniți pur și simplu de pe stradă, și încă o dată nu-i peorativ, să poată Revoluție pentru că și aici s-a schimbat regimul, deci definiția noastră este foarte corect. Dar, încă o dată, e foarte greu să arăți
cine e vinovat, cine nu e vinovat. Presa străină din care fac parte a urmărit, vorbeați la început de proces, de noaptea de Crăciun. Am fost foarte șocați, toți ziariștii care nu știam, n-aveam informațiile pe care dumneavoastră le aveați dinăuntru. Ne-am uitat pur și simplu la televizor, la Intercontinental. Și am fost foarte șocați. Păi știți ce s-a întâmplat cu filmul ăla? L-au vândut. Știu și cui, știu și cui, l-au știu vândut. Și prin cine, știu, domnule Nicolae, păi știu foarte bine la francez înainte, la TF1, știu foarte bine. Pentru 90.000 de franci. Știu, știu, l-au vândut prost. 90.000 de franci. Domnul Tatolic, ce spun eu? Problema este alta. Problema că impresia a fost detestabilă și că Ceaușescu, care, cum bine spuneați, n-avea cine să-l regrete și cui să-i pare rău, a apărut pe post de victimă și pe post de nu martir. Dar a fost făcut simpatic, între ghilimele. Și toată nebunia asta cu procesul, toate explicațiile care au fost prost date, Gelu Voican mi-a spus-o între patru ochi de numărător, trebuia să o facem, nu era și părerea mea, dar asta e o altă discuție. Nu trebuia să o facă, nu trebuia să o facă și nu cred că era un argument, dar mă rog, asta este o altă problemă. A fost prost vândută, între ghilimele, a fost prost comunicată. Brucan, cu cei 60.000 de morți, a făcut un rău foarte mare aia, țării. Aia este minciuna Occidentului. E minciuna Occidentului. O am pe banda asta cu 60.000 de morți. Noi. Da. A, Brucan, au conferință de presă. Au pronunțat-o. Da, dar Brucan a spus-o. Brucan a spus-o. Am pe banda, domnule. Conferință de presă. Au spus-o, dar el a citit-o din ziar. Nu, nu, nu. Conferință de presă cu presa întreagă din lumea întreagă. O am banda. 60.000 de morți. Domnilor colegi, aici trebuia să se ajungă, domnilor. Asta e părerea mea. Pe mine, repet, ce mă deranjează? Deci am fost observator, am fost sigur actor, fără să-mi pot permite puterea de profesionist, jurnalist sau nu, n-aveai cum să nu fii. N-am înțeles nimic, îmi pare rău că trebuie să vă dau dreptate din nou, domnule Nicolaescu, dar mă deranjează dacă îmi spuneți că asta e țara. Nu vreau să fie asta țara. Și mă uit la telespectatori și îmi dau seama că dacă încă ne mai punem întrebări după 20 de ani, înseamnă că, din păcate, prezența noastră aici n-ar trebui să justifică. Ar trebui să fim în cărțile de istorie la copiii dumneavoastră sau la tinerii care se uită astăzi seara la noi, nu la televizor, să dezbatem 20 de ani după ce a fost. Ar trebui să fim în cărți și să explicăm în manualul de istorie ce s-a întâmplat. Da, într-adevăr. Domnul Ilieșu. Eu asta îmi doresc, ca să avem o dezbatere cu domnul Ion Iliescu, să ne asta răspundă la întrebările noastre. Păi ați avut simpozionul acela, a fost domnul Dinca acolo. Păi a ieșit scandal mare. Nu, să avem o dezbatere în direct, să-i punem întrebările legitime și dânsul să răspundă în fața întregului popor român pun întrebările dumneavoastră pentru toate crimele în care a fost implicat. E în regulă, domnul Bănițoiu? Ce să spun, este tragic că la 20 de ani de zile nu știm pe adevărații. Și de fapt nu noi nu știm, că o mare parte noi știm. Din dezbateri și din astea am aflat cei care au tras în noi, nu e nicio problemă. Că poporul nu știe, că oamenii nu știu, cei care se fac vinovați de măcelul de la Revoluție. Și că este păcat că au chemat copii, părerea mea este clară, au chemat copii de 18 ani, i-au pus în fața televiziunii și au fost executați, oameni buni. Copii de 19 ani i-au adus de la munci, fără să fi pus mâna în viața lui pe o armă, l-a pus în fața televiziunii, în fața mea s-au întâmplat faze de genul ăsta. Soldați de la munci, li s-a dat armă și au stat săraci, tremurau cu armele între picioare. Și au fost împușcați. Eu de ce credeți că l-am întrebat și l-am luat pe Iliescu de mână și i-am spus, domnul președinte, cum v-ați permis să vă ucideți proprii copii? Pentru că el a fost președintele României. Președintele tuturor românilor. Cum să chem tu niște copii de 19 ani să-i pui în fața televiziunii când știai sigur că vor fi executați? 90, președinte. Noi vorbim de 89. Eu întreb cum e... Dom'le, sunt 900 de morți după Revoluție, domnul Sergiu Nicolae. E adevărat. 1000 de oameni de morți. Ce cu 90? Nu au fost executați la Revoluție? Eu la Revoluție... Au murit oamenii ăștia. De ce i-a chemat acolo?
președintei Consiliului Frontului Salvării Naționale. De ce a chemat domnul Sergiu Nicolescu? Că putea să aducă specialiști acolo, că armata avea specialiști destul de buni, domne. Nu aducea copii soldați de la munci, domne, ca să fie executați ca mii la tăiere, domne. Unitatea care era de specialiști 010-65, eu am adus-o în București. Din antiaeriană? Da. De unde erau? Erau la, nu, ce erau să mai la, spun eu, eu sunt, eu am adus-o. Îndurerat, profund îndurerat, pentru că nici nu știu nici acum, nu știu cei care ne-au bătut la universitate, care ne-au arestat. Aia era miliția, domne, și poliția. Miliția a fost us la, miliția ne-a zis, intrați pe aici, fraților, și mergeți acasă. Și când intram acolo, am intrat în rafalele de pumn și de picioare și de bastoane și de patul armei. Au rămas oameni fără ochi, fără nas, maxilar rupt, mâini rupte. Asta a fost ce s-a întâmplat atunci. Eu încă o dată nu vreau să culpabilizăm nici armata, nici securitatea, pentru că în securitatea au lucrat oameni mulți foarte inteligenți. Securitatea lua oameni pe sprânceană. Nu puteai să te duci tu în securitate, că dacă erai un handicapat după stradă. Armata la fel. Nu este greșit să culpabilizăm armata. Au fost inși care au fost puși să ucidă oameni. Clar, după mine nu mai există nicio urmă de dubii. Au fost oameni puși să ucidă. Cine erau ăia? Cine erau ăia puși să ucidă? Cum? Cine erau? Păi la cei care v-am explicat cum s-au dat acele ordine. Ce să... Cu cine erau? Nu, adică erau militari? Ce erau? Unii au fost militari care au, v-am dat exemple, de la plutoneri au ajuns general în 5-6 ani de zile, alții erau ofițeri care au tras. Bun, cei care au primit ordini, te duci și împuști pe stradă și peste 6 ani înveți general. Păi cum ajungi tu general, bă, 6 ani de zile? Că și un profesor îi trebuie 10 ani ca să ajungă la gradul 1 de didactic. Da. Haideți, domnul... Aici ai dreptate, da, da, aici ai dreptate. Profesorul trebuie să învețe ca să ajungă la gradul... Păi, bineînțeles, dar nu trebuie să... General nu trebuie să învețe ca să ajungă la... Bineînțeles. Din păcate... Trebuie să învețe să orienteze. A, trebuie să învețe să orienteze. Crimele începute în 22 decembrie, când normal era să fie o armonie în țara asta, atunci a început un masacru, exact. Și atunci a început, de fapt, perioada infracțională, exact. Care a continuat prin mineriada din 28-29 ianuarie, exact. Mineriada, exact. Din februarie, reprimarea manifestației din piața Universității, da. Unde era crema tinerimii române, nu? Studenți. De ce a făcut domnul Iliescu toate aceste crime? De ce domnul Nicolaescu? E colaboratorul dumneavoastră. Vă rog, explicați, de ce a făcut lucrul ăsta? De ce ne-a sacrificat pe noi? E simplu, întrebați-l. Sorin, dar ești pornit împotriva lui. Da, da, vedeți și domnul Ilieșu. Domnul Dincă? Noi cerem niște adevăruri. Chiar, trebuie să fim pornit. Nu știu, am încercat acum să facem o dezbatere pentru a scoate în evidență plusurile și minusurile din Revoluția Română. Nu știu în ce măsură dumneavoastră sunteți de acord ca unul dintre cele mai importante momente ale Revoluției Române, cu vădită intenție, să fie scos din contextul Revoluției Române. Îi mulțumesc domnului Sergiu Nicolaescu, care mi-a luat partea, pentru că am avut dreptate, exact. Deci e un om al dreptății. Da, este. Deci nu i-a luat, n-a fost de acord cu Ion Iliescu în momentul în care acesta a greșit. A greșit intenționat. A, așa. Eu am credința că dacă va exista voință politică, da. Vom afla și ceea ce dorim noi să aflăm de 20 de ani. Adică, cine a creat diversiunea? Cine au fost cu adevărat oamenii care au tras în noi după 22, când nu mai trebuia să mai moară niciun om? Da? De ce au fost aduși minerii în capitală? De ce domnul Iliescu, președintele României, într-un mod care nici nu poate fi calificat,
spune, am adus minerii ca să facă ordine. Ordine. Bun, o să vorbim despre mineria. Păi minerii erau autorizați ca să substituie instituțiile statului, să se implice, să facă ei ordine? Multe lucruri sunt de aflat, da. Așa că, nu știu, după părerea mea... Nu știu dacă o să ne mai primească, domnul. Da, nu ne mai primește, că nu face rating. Știți, domnul Dingă. Nu face rating. Doar OTV-ul ce mai face emisiuni pe această temă. Nu, știți foarte bine că am vorbit la telefon și am explicat domnului Dingă, dacă a avut puțină răbdare, iată s-a făcut și această emisiune, într-un fel istorică. Fiindcă sunt adevăruri care... Da, apropo, ați făcut rating? Mâine aflăm. Domnul Dide. Atunci când președintele Constantinescu și-a lansat cartea pe care o ai în față, cineva din cei care au luat cuvântul atunci au spus, nu știu dacă printre cele 1000 de cărți care s-au scris despre Revoluția Română mai era nevoie de încă o carte. Parafrazând acea persoană, nu mai țin minte cine era, vreau să spun că nu știu dacă la sutele de emisiuni despre revoluție care s-au făcut până acum mai era nevoie de încă una. Se pare că da. S-ar putea să nu. Vei vedea mâine în funcție de rating. Singurul lucru pe care eu ți-l reproșez sau reproșez formatului emisiunii este faptul că am vorbit din nou despre revoluție, am vorbit din nou despre lucruri cunoscute de unii, apreciate de alții, dar nu am reușit să vorbim despre ceea ce se întâmplă după 20 de ani de la Revoluția Română. Da. După părerea mea, ăsta este un lucru infinit mai important decât ceea ce s-a petrecut acum 20 de ani. Sigur, nu putem minimaliza momentul Revoluției Române. Nu putem minimaliza 21 decembrie, în niciun caz. În niciun caz. A fost un act de eroism, nu numai al nostru, și al multor, sutelor de oameni care, într-adevăr, au fost combatanți efectiv în acel moment. Și mai ales tinerilor, copii, mulți dintre ei. Eu am văzut acolo la baricadă și copii de 14-15 ani. Care erau, păi, dar eram înconjurat mai mult de copii decât de combatanți. Vedeți, de 14-15 ani. Eu aveam o vorbă și spuneam, în fața baricadei, nu știu dacă eram 300-400 de oameni. În schimb, aplaudaci erau vreo 10.000. Aplaudaci, da, oameni care... Așa a fost și în Comitetul Central. În Comitetul Central vorbeam cu George Dincă acum vreo, nu știu, câțiva ani la o emisiune, mulți, foarte mulți ani, când am refuzat să mai apar la emisiuni despre Revoluție. Spuneam că în Comitetul Central, de exemplu, când am intrat, au fost 3 categorii de revoluționari. Revoluționari care au intrat din convingere, revoluționari care au intrat ca să pure și revoluționari care se aflau deja acolo. Aceste 3 categorii de revoluționari au existat într-adevăr în Comitetul Central. Întorcându-mă la ceea ce doream să spun în încheiere, eu spun că este mult mai importantă, Dan Diaconescu, o emisiune despre ceea ce există în această țară după 20 de ani, despre ceea ce fac revoluționarii după 20 de ani, despre împlinirea sau neîndeplinirea idealurilor noastre din timpul Revoluției, să vedem fiecare ce a vrut și ce s-a, nu ce a vrut el personal, ci ce a vrut pentru această țară și ce s-a realizat. Din păcate, emisiuni de genul ăsta, nu știu dacă are cineva interes să le facă, dar în orice caz, dacă vei fi hotărât vreodată, eu stau la dispoziție. Mulțumesc mult. Domnul Sergiu Nicolescu? Vreau să vă spun dumneavoastră ceva. E păcat de Dumnezeu să începem o discuție de genul ăsta în fața aparatelor de filmat. Asta trebuia, dacă aveam minte în cap, trebuia să ne oprim la timp. Îi facem dânsului un serviciu și dumneavoastră cum o să mergeți acasă acum? Fericiți? Ați rezolvat ceva? De 20 de ani suntem aici. De 20 de ani. Ce am făcut? Nimic. Am stat o dată de vorbă? Nu. N-am fost invitat. Vedeți? Noi am vrut, dar n-am fost invitați. Cine să stăm de vorbă, domnule? N-am fost ascultați? De cine am fost noi ascultați?
să zicem, dacă apelați la mine, aranjam orice întâlnire. Orice întâlnire. Atâta lucru nu mi se refuză. Dar vreau să vă spun că nu rezolvăm nimic așa. Încercați să-l chemați pe domnul Iliescu, să vorbim cu dânsul. Încerc. Da. Trebuie să vă răspund odată la aceste măcar întrebări. Măcar după 20 de ani. Sigur că da. Dar nu la televiziune. De ce nu? De ce nu la televiziune? Vreți să fie în direct, la televiziune? Să afle toată sigur. Țara ce spune dânsul. Sigur că da. Bine, de acord. Să vedem dacă îl conving pe domnul Iliescu. Și aș fi și eu curios. Să vedem. Mâine seară. Mâine seară. Nu știu. Asta e chiar un angajament demn de reținut și dacă posibilitatea e reală și se adeveră, adică și dacă domnul Iliescu ar accepta, sunt convins că întreaga Românie da. Va face cel mai mare rating al OTV-ului sau indiferent de ce care canal ar da acest, ar da acest dialog. Pentru că, dacă mai permiteți o ultimă remarcă astă seară, mă întrebau telespectatorii ce m-a frapat și ce mi-a rămas în minte și în suflet de la Revoluție, a fost formidabila solidaritate care am simțit-o, pe care am simțit-o atunci în România, la orice nivel, la Cătun, m-am umblat mult în țară. Oamenii erau uniți, erau strânși, legați unii de alții. Și sperau un mai bine, sperau... Eu am umblat în cartiere. Și numai asta s-a dus în 20 de ani. Că erau oameni care erau cu bradul cumpărat prin cartierele Bucureștiului, în timp ce voi erați la baricadă. Ăsta e adevărul. Noi avem acest 21 de care aveți dreptate să vorbiți de el. Ăsta a pus baza Revoluției. De a doua zi. Voi ați influențat tot ce a urmat. Și e dramatic să vorbim acum cu părere de rău, pentru că îmi dau seama că acest lucru ați băcinat-o în voi, în sufletul vostru, 20 de ani. Cum să nu macin, domne, un copil de 24 de ani condamnat la moarte, nici la ora asta nu știe cine a făcut lucrul ăsta? La 24 de ani, domnul Sergiu Niculescu, stăteam și plângeam în penitenciarul Jilava și stăteam în dreptul geamului și spuneam, mai am fetița de 6 luni, o rog să se răzbune. Asta era. Și eu nu știu nici acum cine au fost acei călăi care ne-au bătut. La 24 de ani, în 80 am fost campion național de lupte greco. Știți câtă bătaie am luat, domnul Sergiu Niculescu? Am avut 60 de zile de spitalizare, domnul Sergiu Niculescu. Ca sportiv de performanță. Păi cum să îndur eu? Cât să îndur? Și că pe lângă mine a trecut glonțul milimetri și n-am murit. Cum să învârtesc? Uitați-mă că mi se zbârlește părul în cap. Cei care au murit tinerii acolo, trebuia să fiu și eu printre ei. Asta e datoria mea morală. M-a lăsat Dumnezeu în viață să lupt pentru treaba asta. De 20 de ani ne chinuim să stăm de vorbă. Nu am zis să stăm neapărat în fața presei sau în fața televiziunii. Dar de 20 de ani ne chinuim să aflăm adevărul. Cine m-a bătut? Cu ce sunt mai presus acești nesimțiți de parlamentari care dorm acolo în Parlamentul României decât mine, domnul Sergiu? Când eu de 20 de ani am făcut carte de muncă, educ copiii. Cu ce sunt mai presus să aibă miliarde și eu nu sunt în stare să-mi cresc doi copii? Fii mea e la facultate și fii mea este triplu campion național. Nu am ce să-i pun pe masă acum, domnul Sergiu. Spuneți că n-am de ce să vorbesc în fața televiziunii? Nu mai rezist. Am 44 de ani. Am avut posibilitatea să am comoție cerebrală de nu știu de câte ori. Dacă nu făceam arte marțiale, eram mor la ora asta, domnul Sergiu Niculescu. Și ca mine au fost o grămadă de tineri care au murit. Și stau acolo și nu pot să facă nimic. Văd nesimțirea oamenilor.
Dar asta există în societatea noastră. Domnul Sergiu Niculescu a scos parlamentar în Parlamentul României. Avem 7 bănci devalizate. Este și acum. 7 bănci devalizate. Unde sunt banii ăștia? Tot românul și-a cumpărat casa. Unde sunt banii? De ce suntem o țară fără bani, domnul? N-avem ce mânca acum. De ce, domne? Am vândut toată industria. Un milion de mașini în București. Am distrus toată agricultura, domnul Sergiu Niculescu. Am distrus învățământul. Uitați-vă, profesorii nu mai au nicio autoritate în fața elevilor. De ce a trebuit să ajungem la înjosirea poporului român și denigrarea românului în general? De ce, domne, trebuie să facem așa ceva? Să stăm cu nesimțire, să-i vedem cum dorm în Parlamentul României, să scobesc în nas în Parlamentul României sau cum își fac afaceri între ei? Cât credeți că mai rabdă poporul ăsta? Vă întreb! Ca reprezentant în Parlament acolo, cum nu le e rușine nesimțiților când copiii lor dorm pe doldora de dolari? Copiii noștri n-au ce mânca. Cum, cât să mai răbdăm, domnul Sergiu Niculescu? Vă arăt cartea de muncă, mi-am văzut de treaba mea 20 de ani, ca revoluționar. Nu mi-am făcut o meserie din asta. Cât să mai răbdăm? Cu cine să mai stăm de vorbă, domnul Sergiu Niculescu? Ne-am săturat. Nu, eram copil și credeți-mă că trăiesc traumele astea zi și noapte de 20 de ani, mă chinuie gândul că mor și eu. Cum a murit Rebecca? Cum a murit Dan Iosif? Cum a murit Cercel? 9.000 din rândul revoluționare au fost omorâți și unii au murit de moartea din cauza traumelor. Dar unii au fost omorâți și executați, domnul Sergiu Niculescu. Credeți, români, avem revoluționari și poate oricine să spună de aici, dacă eu am curaj să o spun, da, colegi de-ai mei executați. Rebecca a fost radiată, chemată și radiată când a murit săraca, a explodat. Cât să mai rezistăm? Cu cine să mai stăm de vorbă dacă ei nu vor să ne dea un răspuns clar? Nu mie, românilor, părinților care și-au trimis copiii să apere țara și i-a omorât. Să dea Dumnezeu acum, da, să-ți găsești această liniște. Cât să mai rău? Pentru că s-a schimbat, Iliescu, s-a schimbat. Dacă... No. Hai, vezi de treabă. Noi, eu îți doresc acest lucru. Eu îți spun. Eu cred că peste 5 ani ne întâlnim și vei avea aceeași... Cu Sorin Ilieșiu sunt coleg de 20 de ani, nu? Mai bine. 20 și ceva 30. De ani, 30 de ani. 30. Domnul Nicolaescu, la fel. Vreau să-ți spun un lucru, Sorin, care mi este prieten și el știe că de la mine nu poate să... Cu mine nu se poate certa. De fiecare dată, în momentul în care cineva a început o discuție despre Iliescu, tu ai început, sigur, pe bună dreptate, că asta este ceea ce simți tu, să spui lucruri despre Iliescu. În momentul în care am vorbit despre Băsescu, n-ai suflat o vorbă. Dar o vorbă, n-ai avut nicio reacție. Absolut nimic. De ce oare? Crezi că e mai bun Băsescu decât Iliescu? Sau crezi că e mai bun Iliescu decât Băsescu? N-ai avut nicio reacție. Sigur că acum am intrat în politică. Ar trebui să facem o altă emisiune despre asta. A condamnat regimul comunist. Cum l-a condamnat? Ilegitim și criminal. Cine? L-a condamnat el personal, da? El ca șef al statului. Așa? În baza apelului făcut de mine, așa? Semnat de peste 700 de personalități, așa, ale societății, așa, românești, așa, de peste 45 de organizații civice și sindicale, da? În baza unui raport semnat de domnul Tizmăneanu, care știm al cui o să vorbim despre asta în altă emisiune, da? Da. O să vorbim. L-ați întrerupt pe domnul Sergiu Niculescu, nu știu mai vrea să spun ceva. Nu, eu l-am întrerupt. Nu, eu l-am întrerupt. Nu, colegii dumneavoastră, da. Bun, o să... Ion Iliescu a fost implicat în toate crimele produse în România după 22 decembrie, pe când Traian Băsescu nu a fost implicat în nicio crimă. În niciun nimic, nu? Dar faptul că a lăsat o țară fără flotă? Eu nu discut. Este o crimă? Eu te întreb, este o crimă? Este o crimă să lași o țară fără flotă? Eram a patra țară în lume. Te
mai întreb încă o dată, vinovat, este o crimă sau nu? Să vă dau răspunsul. Dacă ar fi fost vinovat pentru lucrul acesta... Sorin, noi nu ne putem certa pentru nimic în lume. Dar vreau să-ți spun un lucru. La început, acum 4 ore, nu, acum 4-5 ore, când am început, Dan Diaconescu? Acum 4-5 ore, vorbeai despre faptul că Ion Iliescu a făcut în așa fel încât să nu fie judecat. Și vorbeai despre... Tu, Sorin vorbea, sau tu? Nu, Sorin vorbea despre faptul că toți suntem egali în fața legii, nu? Ai spus chestia asta sau nu? Da. Eu te întreb pe tine un alt lucru. De ce președintele țării actualul, în mandatul trecut, și probabil că și în mandatul ăsta, nu este, are imunitate pentru o faptă pe care a făcut-o când nu era președintele României? Deci, domnul Traian Băsescu e președinte din 2005 încoace. Da. Timp de 15 ani, dacă ar fi vândut flota și era vinovat pentru asta, putea fi judecat. De ce nu a fost judecat până în 2004-2005? Fără să mă fac avocatul lui Ion Iliescu și mă știi, care nu știi părerea. Și-a dat demisia din Parlament. Ion Iliescu la fel. De 20 de ani putea foarte bine să fie judecat pentru ceea ce a făcut. Și n-a fost judecat. Suntem în aceeași situație. Traian Băsescu și-a dat demisia din Parlament ca să fie cercetat. A condus România. Nu. Vis-a-vis de Să revenim la tema emisiunii, da. O să mai discutăm despre aceste lucruri. Haideți să întâi să vedeți. Gata, ești întrerupt. Cum ai auzit de Băsescu? Să vedeți discursul lui Sergiu Nicolaescu. M-am uitat la cuvânt, să știi că nu te-am văzut ministru. De acum 20 de ani? Nu te-am văzut ministru. De ce nu ești ministru? Mulțumesc. Păi, dar la cât i-ai ocupat pe ăștia pe aici, eu ar fi trebuit să fiu ministru. Exact. Oricum, Sergiu Nicolaescu, zic telespectatorii, chiar dacă ar fi și greșit ceva, adică pentru dumneavoastră ceilalți invitați, merită oricum respectat pentru filmele multe care le-a făcut și pentru rolurile în care a jucat. Filme care au bucurat foarte mult pe români, iar eu de asemenea îi mulțumesc pentru sprijinul care mi l-a dat la Tele7 ABC acum vreo 10 ani, când a venit să mă salveze dintr-o situație în care patronii de atunci mă puseseră, în sensul că am anunțat difuzarea unei casete pe post și caseta nu s-a mai difuzat, era într-un alt regim politic. Acum însă difuzăm aceste casete cu siguranță, fiindcă televiziunea este a poporului.